declarații de iubire în căutarea timpului trăit, ascultați secvențe din romanul Hana de Platon Pardău. Interpretează Florin Zanfirescu și Cătălina Mustață. Profesorul Carol Popa se pomeni a zvârlit la 500 de kilometri de București, tocmai în creierul munților Carpați, în Doruna, unde de altfel se și născuse. Și asta din pricină că Hana, născută și ea în Doruna, evreică din Doruna, ținea ca el să răspundă pozitiv la invitația oficialităților locale de a întruni fii celebri ai Dorunei într-o manifestare care se voia grandioasă, dar nu fusese deloc așa. Aici îl azvârlise Hana. Sobodogănească, prea era în el această soție evreică a lui, cu profil nemțuit, cea mai tânără evreică, dacă ar mai fi locuit în Doruna, prea făcea parte din el, într-atât încât cedase după ce îl pisase 2 ani cu ideea de a ridica o casă a lor pentru bătrânețe pe meleagurile de naștere, unde despre mulțimea de evrei locului de altă dată, nu departe de cea fostă mulțime a nemților, mărturie mai stătea cimitirul ascuns de brazi negri și uitați de vreme pe o costișă în stânga, cum mergi către de toți cunoscutul pârâu Bizom. Cu acest pârâu Bizom, profesorul Carol Popa, doctor docent specializat în oncologie, avea oarece legături. Tot pe o costișă, pe stânga, proprietate cândva a neamului lui, tocmai unde apa se înfunda în pădurile numite mai încolo Dealul Negru, o străbunică fusese ucisă cu barda, decapitată ca în filmele de capă și spadă, ucisă degeaba. Comori moarta nu avusese. Cum necum între fiii Dorunei nu se afla niciun evreu și nici pretenții nu ar fi avut vreunul dintre cei 6 care mai trăiau și erau din partea locului. Excepție era Hana, cercetătoare de marcă la Institutul de Virusologie, autoare a unui raft de cărți pe teme simpatice de la râie până la sida, dar neinvitată. Profesorul Popa se gândea la tânărul primar al Dorunei. Era el chiar o floretă? Nu, o sabie era. Maxilarele lui strânse, încleștate, vorbirea printre dinți sugerau răzbunare. Împotriva celebrităților reale care nu-i onoraseră manifestația. În plus, îi trecu prin cap neașteptata idee că ura, dorința de răzbunare și crima sunt nu numai contaminante, se iau, cum zicea Nea Vasile Meșterul, dar se și transmit din generație în generație. Nu avea profesorul o stră care fusese ucigașă? Adică în sângele lui nu ajunsese nici măcar o picătură, o moleculă, un atom din licoarea ucigașă a neamului? Da, Doruna este un loc unde ești îndemnat să ucizi. Era și nu era o glumă. Se explica mai târziu tot cu argumente din trecut, trecutul mai apropiat, trecutul lor. Începând de fiecare dată retoric, făcu la fel și acum. Nu o scosese el pe Hana de la o reuniune tovărășească organizată în cinstea bravului popor chinez? Mereu o invita la dans unul mai bătrâior, de la Sovrom Lemn. Era în plină noapte, 12, ora strigoilor, moroilor, elelor. Lelelor. Nu râde. Noi am fost mereu doi, atât, doi, tu și eu. Toată viața în doi, atât de mulți ani. Atunci a lipsit foarte puțin ca să rămână numai unul. Profesorul Carol Popa văzu în el scena în amănunt. Ținea strânse degetele pe mânerul cuțitului. Cu cel gros pipăia tăișul. Hana avu un surâs ireal al altcuiva. Un surâs foarte tânăr, de copiliță adolescentă îmbujorată. Dar știe el ce bucurie-i făcuse smulgând-o din gloata dezlănțuită de muzici și ducând-o în cimitir la loc de groază, dar și de curaj. Asta însemna că într-adevăr o iubea. Dacă ar fi omorât-o, ar fi plecat în cer cu o fericire luminoasă. S-ar fi șters din ea și amintirea celor ce li se întâmplaseră când fuseseră băgați în vagoane. Ei, toți evreii din Doruna, au fost băgați în vagoane de vite, bătuți cu paturile puștilor și cu bâte și deportați, zvârliți dincolo de Nistru, în Transnistria. La Bug, la Bug, toți jidanii la Bug, strigau golanii, mahalagii Dorunei.
Ce moarte frumoasă ar fi avut! De câte coșmare ar fi fost ferită! De câte nefericiri! Dar el n-a ucis-o, nu. S-a întors calm, ținând-o de mână, și au continuat să danseze Mambo Americano. Hey, Mambo! Hello, baby, mademoiselle! Și câte altele până l-au lăsat picioarele. Și cu toate că era iarnă, s-au dus la apa Dorunei, s-au descălțat și, pășind pe gheață, au găsit un ochi de apă în care și-au scăldat picioarele. Până la urmă a fost frumos, foarte frumos, chiar mai frumos decât dacă ar fi omorât-o în cimitir. Profesorul Carol Popa rămase înlemnit. Era pentru prima oară când vorbea despre deportarea ei și despre copilăria petrecută în înghețata Transnistrie la Mogilev-Podolsk. Și din ce cauză? Fiindcă se înfuriase, făcuse o criză de gelozie și o smulsese din mâna bătrâiorului amorez pe care simțise nevoia să străpungă cu cuțitoiul lama de 10 cm lungime, oțel din pânză de oțel de gater, mâner de lemn de stejar pe care îl purta bine pitit într-un buzunar. Nu pe tine am vrut să te ucid, proasto! Apoi, cu capul în palme, căzu în fotolul pe care îl simțise tot timpul cu picioarele. Îi mai spusese că-i proastă și nu se supărase. Dacă asta îl ajuta să-i mai spună, nici acum nu se va supăra. Dimpotrivă. Hana, da, era tenace Hana, una din acele femei cu aparență de fragilitate, dar în care e întors ca într-un ceas un arc fără moarte, oțel călit și răscălit. Doar că nimeni nu știe de existența lui, adesea nici ea, femeia, în cazul nostru Hana, despre care ar mai trebui să spunem și altele decât că dansa la reuniuni și stârnise în viitorul profesor o gelozie până aproape de crimă, că avea replică, nu-i plăcea să gătească, nu-și dorise copii, iubisere tortele, reactivii, culturile de microorganisme fel de fel ca formă de viață. Și ce ar mai fi de spus? Multe ar fi de spus despre plăceri, despre neplăceri, despre strămoșii veniți în Doruna cu vaca de funghii din Galiția, din pricina pogromurilor rusești poloneze, plaie peste Carpați din opcină în opcină pe golul alpin până la firul drumului îngust pietruit. Atât despre Hana, mult despre Hana. Cimitirul ei, morții ei, doar tatăl ei aici, la mormântul căruia lăsase lacrimile să curgă, cum făcea și la mormântul din București, din cimitirul Sefard, unde era înmormântată Frida, mama Hani. Poate ar trebui închisă această lungă paranteză. Profesorul Popa lovise un benzinar. Nu îi se întâmplase nimic cu adevărat de luat în seamă, în afară de afirmația pe care o făcuse față de Hana, că Doruna e un loc care te cheamă să ucizi. Gravă era această afirmație, fiindcă Doruna era și a lui, loc de neam și născare, deși odată plecat de aici nu mai simțise nevoia să se întoarcă. Ba dimpotrivă, acum regreta întoarcerea festivă. Sufletul îl tulburase, dacă așa ceva exista, și numai puțin grav era că nu mințise pe Hana. Credea în ceea ce îi spusese, aprinsese focul în casa cea nouă. Dar ce fel de foc? La asta răspunsul ei fu un fel de încleștare. Era ceva de făcut? Ceva ce nu mai făcuse? Totuși, profesorul Popa simțea că se apropie ceva decisiv. E timpul să mai vorbim despre Hana, care refuza să îmbătrânească, deși puțini ani o despărțeau de profesorul Carol Popa. Muncea. Nu citise că munca asigură longevitatea, după cum nici Popa nu era convins că trebuie să continue să muncească. Dimpotrivă, știa că, odată ce renunțase, pauza care va urma va fi un fel de pauza mortis. Dar el altceva dorea. Iar dacă îl ținea ceva în viață, dacă încă mai mânuia bisturiul, dacă încă mai salva ceea ce nu putea fi salvat, motivul era Hana.
energia ei, iluzia ei că și Sida are o cauză posibil de descoperit. Îl trăgea după ea. Ar fi putut scrie cărți. Era o ocazie pentru amintirile cu puține succese ale unui medic oncolog. Ea ocupa însă tot spațiul vieții lui, un spațiu de singurătate a științelor medicale. Ce au reușit? Ce au descoperit? Ce ar trebui să găsească? Ei îi vorbi despre Torus al doilea, cel din Doruna, și despre refuzul lui de a-l opera. De ce? Fiindcă e fiul lui Torus I, unul din adjuncții guvernatorului Transnistriei. Care? Are alt nume, dar acum eu sunt cel care îl botează. Ce are? Cancer. De ce să nu-l operezi? Poate să o facă altcineva mai bine decât mine. Nu-i chiar așa. Pune cuțitul pe el. Vești din Doruna. E timpul să vorbim despre ele. Hana e subiectul și obiectul. Hana, care vrea să construiască o casă în Doruna, în numele lui, în numele părinților ei, risipiți prin cimitirele din diferite orașe, și poate, ceea ce el nu va afla niciodată, să-i o închine lui, profesorul oncolog, fiul Dorunei, numit într-o diplomă dată de primarul ca o floretă vizitator de onoare al Dorunei. El însă era născut în Doruna, nu primarul ieșit din niște alegeri în care cochetase ba cu partidele de dreapta, ba cu cele de stânga, după ce fusese lider sindical. Vor să-mi ia pământul. Mi-e scârbă. Nu trebuia să mă întorc în Doruna. Nu trebuia să ne întoarcem în Doruna. E mai bine dacă păstrăm Doruna în amintire, în vis, în imaginație. Seamănă cu ce am trăit la Mogilev-Podolsk, în Ucraina Transnistria. Nici o clipă n-am uitat strada pe care era casa în Doruna. Casa, ulița în pantă, piața plină de țigani, apa Dorunei, podul, calea ferată unde a fost omorâtă de tren bătrâna Orenstein, cimitirul unde noi copiii nu aveam voie. Dar sub bombe, ferindu-ne de partizani, mai ales în ultimii ani ai războiului, eu trăiam în Doruna. Tu m-ai trimis ca să mă onoreze cu titlul de fiu al Dorunei. Am crezut că ești fiu. Nu sunt fiu. Și știi ce mai cred? Nu sunt fiu al nimănui. Dar de unde ești? De nicăieri. Nu se poate. Carol Popa, de obicei stăpân pe sine și rămas în afara cicălelilor de diverse subiecte din viața meseriei lor, avea în Hana un echilibru. Nu știa în ce sens, dar un echilibru infiltrat adânc în el. În zilele crizei de care suferise, citise un text, cărticica unui medic pe care îl refuzase în calitate de consultant, despre bolile de inimă și moartea la cardiaci. Autorul, tânăr după stil, mai degrabă popularizator decât savant, susținea că puțini bărbați cardiaci rezistă pierderii partenerei de viață. Hana era puterea lui și, iată, îi venea să o ia la palme. Îndrăznea să-i propună să-l caute pe fiul torționarului ei, Torus I-ul, pe fiul unuia dintre oamenii care făcuseră din copilăria ei un lagăr de deportare. Taci! Bucură-te că a mai venit odată primăvara și suntem amândoi. Da, refuzi? O să-l caut eu chiar dacă îl voi găsi în mormânt. Nu trânti ușa. Coborâ în stradă ușor, vesel, parcă să șteargă orice impresie de orgoliu. Demară lent, muzical, spre microbii ei dragi. L-am găsit. Am dat peste Torus al doilea la adunarea eroilor războiului pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de sub călcâiul lui Stalin. L-au decorat. Și ai tăcut. Profesorul Popa era agitat, indignat, furios. Ea tăcuse. Ascultase cu atenție, ba reușise să revadă totul. Transnistria. Mogilev. O altă realitate a imaginației care acum se suprapunea peste Doruna. O apucase de umeri, o zgudui. M-ai mințit. Ai spus că evreii tac, dar nu uită. Eu nu uit. Dar nu mi-ar fi ajutat dacă aș fi trăit fără să mă înșel, fără să cred că n-a existat Transnistria. Da, am vrut această putere a iluziei, dar n-am uitat.
Nimic. Nu vrea ca el să pătrundă în labirintul acesta care se numește atrocitate. Vrea amintiri, da, însă ca globalitate, amintiri imense, amintiri nu ale individului, ci ale tuturor, o conștiință a existenței de sine totală, infernul, paradisul, ambele aici, pe pământ, unde sunt cuprinși toți. Amintirile ei individuale le vrea numai în marea amintire a tuturor. Altfel n-am fi rezistat miilor de ani în care atâtea neamuri s-au pierdut. Am decis. Îl operez pe omul din Doruna. Torus al doilea. Torus horus horum harum. Dar îl tai. Faci tot ce poate face profesorul Carol Popa. Operația a fost fără surprize. Torus al doilea se îndrăvenea repede. Nu-și găsea stare în rezerva luxoasă. Umbla din salon în salon și-și anunța triumful. Pentru profesor, aceasta fusese ultima operație. Îl pensionau. Urmară evenimente neașteptate. Carol Popa își ținu promisiunea făcută. Se închise în el, mut, surd, orb, analfabet, fără memorie. Doruna? Ce e Doruna? Uitase. Sau nu voia să știe? Nu vrei să mergem la Mogilev? Nu. Niciodată. Plaga frigului. Hana împachetă sumar. Aveau tren la 21:25, accelerat, ușeta 41. Ați ascultat secvențe din romanul Hana de Platon Pardău.